Suntem live. Bună seara, bine ne-am regăsit pe platforma Cărturești pentru a intra într-o carte. Nu pur și simplu o carte pe care o și vedeți, este vorba de Dumitru Crudu, Margarita noastră. O carte care deschide mai multe ușițe sau ferestruci, dacă vreți, spre o anumită epocă revolută, dar care încă își face simțită prezența. Vom începe chiar cu această copertă pe care este reprodus un tablou de Tudor Coman, un tablou într-o cheie naivă, dar care cel puțin nou celor care am locuit în Chișinăul anilor 80-90 ne amintește foarte mult. Este un loc emblematic al boemei artistice de la Chișinău. Este Cafeneaua Fulgușor, în care se intersectau cam toate personalitățile, pentru că e situat între câteva teatre, câteva reviste de literare și nu numai. Pornind de la această imagine și avându-i în față pe distinși invitația lui Dumitru Crudu, și o spun cu foarte mare drag, pentru că atât Bogdan Alexandru Stănescu cât și Cosmin Perța nu sunt pur și simplu, zicem, poeți sau romancieri, sau, dar sunt de toate, și poeți, și romancieri, și critici literari, eseiști, deci această optică mai complexă cred că le permite și sper să auzim niște interpretări ale acestei cărți, pe cât de inedite, pe atât de incitante. Hai să începem, nu știu cu cine, hai, cu cei primii veniți, așa ca la cafenea, primul venit, primul servit. Rog pe Bogdan Alexandru Stănescu să deschide cartea și după aceea vedem ce se întâmplă. Te rog, Bogdan. Mulțumesc frumos! Îmi pare bine că sunt aici cu voi. E unul dintre puținele avantaje ale lansărilor prin Zoom e că putem să ne vedem cu prieteni aflați departe, sau mă rog, de care suntem noi departe. Pornind de la copertă, mă gândeam în timp ce vorbeai că cafeneaua și barul ăsta al scriitorilor, locul de adunare, e un spațiu sacru și a fost un spațiu sacru, nu mai există, dar pentru, să zicem, pentru cei care au debutat în cazul nostru, al meu și al lui Cosmin, în jurul anilor 2000, încă era un spațiu sacru, adică barul de la Uniunea de la Muzeul Literaturii, în barul de la Uniunea Scriitorilor nu prea intram. Nu aveam acces. Ăla era un spațiu și mai sacru, era un nivel superior de sacralitate. Dar știm că ăsta era un loc incandescent care te atrăgea, pentru că mergeai acolo să ți se picure înțelepciunea pe limbă și în ureche. Mă rog, se picurau alte chestii, de fapt, nu înțelepciunea. Asta am aflat mai târziu. Și e un spațiu în același timp sacru, dar și damnat. Și asta se vede și în cartea lui Dumitru Crudu, pentru că Dumitru, când m-a invitat să vorbesc, mi-a spus: vezi că e ca un american la Chișinău care ție ți-a plăcut foarte mult. Și m-a păcălit. M-a păcălit pe jumătate. E din aceeași materie ca un american la Chișinău, dar e scrisă de alt om. Nu mai e Dumitru Crudu dintr-un american la Chișinău. E un scriitor mult mai matur și mai aspru cu sine și cu cei din jur. Și are o privire mult mai obiectivă. Și aș spune că satira de acolo, care era o satiră ca de, nu știu, de vin spumos, de aici e grea. E doar la suprafață. Bulele sunt doar la suprafață și ascund niște straturi foarte polemice în interior și aș spune chiar tragice. Pentru că, cum foarte frumos scria Cosmin în cronica lui și acum fac o nefăcută și iau vorbele, deși el urmează să vorbească după mine. Va combate, atenție! Categoric, da. Aici, de fapt, vorbim despre dezvrăjirea unui ucenic, despre relația discipol și maestru și despre cum, până la urmă, decăderea maestrului devine viscerală în cazul ucenicului. Se duce ca o ghiulea în el. Și dezvrăjirea asta înseamnă și dezvrăjirea literaturii și a poeziei și, mă rog, realizarea faptului că această Margaretă la care am tins cu toții în tinerețe, poate nici nu e de dorit. Poate că literatura e bine să fie un meșteșug care să fie practicat cu seriozitate și în absența acestei boeme distructive. Știu că este un nivel de interpretare destul de superficial, dar este primul.
În al doilea rând, legat de spațiul ăsta, și cred că e ultimul lucru pe care îl spun înainte de a vorbi noi între noi mai viu, așa, este că eu am citit această carte ca pe o coborâre în iad, fiindcă are acest aspect de spirală care merge într-un adânc, unde și se sfârșește mereu în același loc, în acel bar nenorocit în care totul se termină, parcă nu e nimic frumos în lumea asta. E îngrozitor romanul, îngrozitor în sensul în care prezintă o lume îngrozitoare. Iarăși l-am văzut ca pe un cuplu de Don Quixote și Sancho Panza, pentru că despre ei vorbim, dar sunt, bineînțeles, aduși și în acest Chișinău al boemei literare. Bineînțeles că e vorba și despre pierderea statutului acesta de scriitor pe care l-a avut scriitorul în perioada comunistă și o pierdere care a avut loc așa treptat, dar șocant în același timp pentru scriitor, odată cu perioada postcomunistă. Și foarte mulți scriitori nu s-au adaptat la această trecere. Nu se mai puteau adapta pentru că, cred, n-am avut niciodată acest statut, e foarte greu să cobor de la nivelul de, mă rog, de Orfeu, care îmblânzește mulțimile, animalele, da? La acela de simplu om care practică o meserie, una dintre altele. Mulțumim. Da, o să avem rest timp suficient ca să polemizăm. Deocamdată ia de la tine o mică idee, aia cu cafeneaua boemă, unde și sacrosante, dar și locul Danmerii. Nu pot să nu amintesc că ori de câte ori în anii 90 veneam la București, iam când negreșit, găsesc la cafeneaua de la literatură pe Florin Iaru, pe Tete Coșove, pe Madi Marin, pe Gheorghe Iova și așa, pe Ioan Flora și așa mai departe. Ori de câte ori veneam la Cluj, știam că la Pescara o găsești pe Ion Mureșan, pe Sandu Vlad, la anumite ore. Și în sensul ăsta deplasez puțin întrebarea spre Cosmin. A fost una dintre primele cronici la carte, a fost o receptare foarte rapidă. De ce te-a prins și, mă rog, dincolo de ce ai spus în text, deschide-te rog niște paranteze mai ample. Salut! Păi m-a prins pentru că stilul lui Dumitru e de asemenea natură, că până la urmă orice ai face te prinde. M-a prins și povestea, m-a prins și înscenarea. Și m-a prins poate mai abitir decât pe alții, tocmai pentru că contextul meu era foarte cunoscut. Adică până la urmă, exact cum zicea și Bogdan, spațiile erau foarte recunoscutibile, tipurile umane și așa mai departe, chiar dacă acțiunea era plasată într-un Chișinău care nu mi este poate atât de familiar, dar până la urmă boema asta artistică are niște trăsături comune în orice spațiu s-ar manifesta, cel puțin la noi în țară, deși cred că și la cehie e cam la Eu aș porni de la o altă observație făcută de Bogdan și anume aceea umorului lui Dumitru, care spunea el că este aici mai greu, cu accente tragice. Eu aș spune că e mai degrabă un umor un pic mai sentimental, adică împins un pic înspre melancolie. E o melancolie care se simte, e o melancolie viscerală pe care Dumitru nu știu dacă a vrut să-i scape sau pur și simplu așa a ieșit, dar cred că până la urmă melancolia asta este cea care dă, dincolo de tematică, dincolo de topos, cred că melancolia asta este cea care dă mai mult unitate volumului. Pentru că este o privire aruncată în trecut, care are în ea și o parte de recuperare, dar are și eu un soi de nevoie firească, umană, de a-ți înțelege propria evoluție, de a-ți înțelege propriul parcurs, de a-l reconstitui într-un fel. M-am blocat eu sau ne-am blocat? Nu, te auzim. Ah, ok, nu, că mie mi s-a blocat imaginea. Da, de a reconstrui o imagine a unui eu tânăr, chiar dacă e vorba de un eu autorial, un personaj, care ajunge în punctul de a, pe de o parte, de a lua decizii, pe de altă parte, de a își asuma un soi de maturitate chiar și artistică. Și de asta cred că volumul lui Dumitru are și valoare memorialistică. Nu știu, nu-mi dau seama de acuratețea informațiilor,
mai ales în ceea ce privește mediul literar de acolo, dar eu am citit-o și ca pe pofilă de, cum să-i spun, de istorie literară. Dincolo de toată parodia de acolo, dincolo de, știu eu, toată, cum să-i spun, parabola care este, na, cu tușă destul de groasă făcută de Dumitru. Și cred că până la urmă lumea asta literară pe care el o surprinde acolo este cea care îl și leagă, cum spuneam și în cronică, cel mai mult de Maestru și Margareta lui Bulgakov, pentru că este evidentă trimiterea încă din titlu și nu numai acolo este evidentă, este evidentă și în construcția romanului. Iar Moscova lui Bulgakov, Chișinăului lui Dumitru, pare un soi de Moscova lui Bulgakov la dimensiuni foarte, foarte reduse. Cred totuși în continuare că cea mai importantă temă, cea mai importantă discuție, dincolo de toată lumea asta, foarte interesantă și foarte bine surprinsă, este asta despre care a vorbit și Bogdan, și anume aceea a legăturii dintre maestru, dintre un tip de autor, de creator și un novice, un tânăr, un ucenic. Și mi-a plăcut în mod special felul în care Dumitru poate să descrie falea morală care se cască între noi și maestrii noștri. Când spun maestrii noștri, mă refer la mine, la Bogdan, la tine, Emilian, pentru că e exact tipul acela de maestru care cumva era specific unei perioade, obzecismului, chiar și șaizecismului, și nu numai la noi, care era o persoană, pe de o parte, foarte dificilă și totodată destul de, cum să-i spun, destul de de ocolit, dacă am întâlnit-o astăzi. Da? Dumitru reușește să surprindă foarte bine discrepanța între privirea unui tânăr care intră în literatură și cea unui autor deja matur. Pentru unii dintre noi, consumul de alcool a rămas o constantă, deși printre generațiile mai tinere dispare și asta. Dar diferența e între noi ca autori, cred că noi nu mai suferim de misoginism sistemic. Nu mai suntem nici nepăsători la celălalt, la ce simte, la ce crede. Și cred că cel mai important e faptul că nu mai avem complexul genialității. Nu credem că lumea ne datorează ceva pentru că suntem autori. Și nu avem nici violența și certitudinea opiniilor celor de la care cumva am învățat să scriem literatură. Și pe care acum, dacă ar fi să-i caracterizăm într-un fel, i-aș caracteriza ca un soi de talibani. Talibani literari cu un tip de certitudini artistice, literare, estetice, care nu puteau să ducă decât la o formă de sinucidere, dar o formă de sinucidere care totodată ardea și tot în jur, distrugea totul. Și cred că Cioclea este, dacă vreți, omul care este cumva prototipul personajului, este unul dintre oamenii relevanți pentru tipul acesta de personaj, care într-adevăr și-au pierdut și statutul și încet încet au intrat într-un soi de gaură neagră, dar nu neapărat a istoriei, cât a percepției. Vorbim de o istorie în formare, de o lume în continuă mișcare și vorbim despre niște caractere atât de puternice, atât de fixe în... Se pare că se rupe firul. Apropo de asta, ce spuneai tu de talibanii, dacă vrei, sentimental sau ceva, întrebarea este, și cu asta puțin redirecționez discuția spre Dumitru Crudu, dacă personajul principal chiar este absolut identificabil cu Cioclea, pentru că își spune și în prefață Dumitru că pornește de la Cioclea, dar ajunge spre altceva. De fapt, știu și eu, adică pot să spun exact din momentul în care personajul derivă de la prototip. Una. A doua. Cu asta, deci chiar rog nemijlocit pe Dudu să răspundă, dacă este vorba și de o dimensiune, zicem,
de recuperare a memoriei în acest roman și ce fel de memorie? O memorie oricum văzută într-o oglindă strâmbă sau într-o oglindă concavă sau într-o oglindă foarte adevărată? Dumitru? Pornește-te rog microfonul, Dudu. Plec într-adevăr de la personajul Cioclea, dar ajung altundeva pentru că pe drum am încercat să fac trimitere și la alte prototipuri. Adică am adunat câteva prototipuri în acest personaj. Pentru că în perioada aceea mai toți maestrii semănau între ei. Erau într-un anumit fel semănau. Dar personajul are și lucruri diferite față de Cioclea. Adică nu există o egalitate absolută în privința asta. Asta este limpede, spune. Pur și simplu întrebarea, deci, și dacă, mă rog, poate că mai degrabă o să răspundă cei care au citit, pentru că tu, mă rog, ca om care a scris romanul, încă mai ești prea, prea de tot topit în carte. Dacă se simte o desprindere, deci dacă personajul, zice, mă, Terebnea, la un moment se desprinde de un eu biografic și devine cumva aproape un personaj generic, deci un fel de întruchipare a boemii. Și o întrebare, hai să începem cu Bogdan iarăși. Hai ca să facem un exercițiu de imaginație. Închipuiți, de exemplu, un Virgil Mazărescu într-un roman, zicem, modern, în care ar face, deci, s-ar porni de la Virgil Mazărescu și ar apărea un personaj cumva dezabuzat sau cum ca să citez aprecierea lui Cosmin, un taliban de genul ăsta. Care ar fi percepția? Adică, cum, ce ștafete noi transmitem mai departe, apropo de memoria literară și nu numai? Foarte greu de răspuns. Ceea ce vroiam să spun inițial și văd că am abandonat pista aia este că am simțit că e vorba de un roman cu cheie. Bineînțeles, am simțit treaba asta, da? E ceea ce se poate numi roman cu cheie. Dar cred că lectura lui în această cheie de roman cu cheie este doar una, să zicem, nu superficiu, ci la nivelul al doilea. Nu știu dacă asta îmbogățește cumva romanul, îl îmbogățește pentru cei care caută așa ceva, da? Care caută scandalul, care caută revelațiile biografice și așa mai departe. Deci cred că totuși ce a făcut Dumitru Crudu aici a fost într-adevăr să construiască un personaj care însumează trăsăturile acestui tip de scriitor, da? De anii 80, de vedeta anilor 80, de bard al literaturii, de om care își recita poezia în fața mulțimilor, care eventual și-o și cânta și care se trezește în anii 20, anii 2000, că nu se mai încadrează în paradigma unei literaturi care s-a schimbat foarte mult. Și de aici vine adevărata lui decădere. Asta e dispariția lui de pe foaia de hârtie. El nu-și mai găsește rostul în această nouă lume a literaturii, care e o lume mai democrată, o lume mai cu accentul pus pe cogniție și mai puțin pe performance-ul literar și așa mai departe. E un om ne la locul lui, este neadaptat. Și drept care dispare, devine evanescent. Foarte interesant, ce spune, omul la locul lui. Dacă ții minte, în roman există o frază pe care personajul Colea Rușevski o reia de foarte multe ori. Spune la un moment dat, dar oare n-aș fi făcut eu la fel la locul lui? Situația este pe de-o parte și cred că sunt niște poli ai acestui roman. Pe de-o parte, omul ne la locul lui, oriunde s-ar afla, este, deci, Marius Terebna, care tot mai degradat, tot mai ne la locul lui. Și pe de altă parte, acest Colea Rușevski, din numele căruia are loc narațiunea și care permanent încearcă să se pună în situația celuilalt. Și apropo, aici e diferența și generaționistă de care spuneai mai sus, că e mai democratică, sau spunea Cosmin mai sus. Deci, acest Colea Rușevski care spune, dar oare nu n-aș fi făcut și eu așa, fiind în locul lui? Și aici nu pot să nu întreb pe Dudu. Ai în roman așa,
ai numele lui Dumitru Crudu citat în câteva rânduri, ai un personaj din un american la Chișinău, Anton Șleachtițchi, ai l-ai pe Colea Iarușevski. Care dintre aceste personaje despre care poți să spui Madame Bovary, c'est moi, care este purtătorul tău de cuvânt, ca să zic așa? Da, Dumitru, te rog. Să zic așa, nu e nici de cum un roman memorialistic și n-aș putea spune că, de fapt, Colea Iarușevski aș fi eu. Sunt foarte multe asemănări, dar și multe deosebiri. Să zicem, eu n-am primit premiul Eminescu și mi-aș fi dorit poate, dar nu l-am primit. Și respectiv și alte deosebiri. Și adică poate Colea Iarușevski este ceea ce aș fi vrut eu să fiu și n-am fost. Sau, dar dincolo de asta, adică e fantasmatic pe undeva. Însă cred că pe undeva el înglobează mai degrabă trăsăturile poeților tineri, a multor poeți tineri, boemi, și printre care este și Colea Iarușevski sau Anton Șleachtițchi sau Angelo Dovcenko. Cam asta cred eu. Îl salut din nou pe Cosmin, care s-a reconectat cu noi. Bună! Sper că... scuze, am vorbit singur, cred că nu știu. Întrebarea mea, iarăși, răspunde fiecare cum, sau cine vrea primul. Dacă ați simțit, sau cam pe unde trece acea frontieră aproape invizibilă între, zicem, roman cu cheie, roman parodic, roman satiric, roman memorialistic, pentru că există totuși suficiente momente care va readuc istoria. Deci, și dacă, cam la ce categorie ați plasat această carte? Cosmin, te rog. Păi, eu nu știu dacă ați apucat să auziți, eu tocmai ziceam că mi se pare că are o dublă... Am auzit, sigur, s-a auzit. Da, ok. Deci eu aș spune că este un roman satiric, parodia este doar un instrument în cazul acesta, cu valențe memorialistice. Da, apropo de valențe memorialistice, totul spuneai despre... Făceai comparația între, foarte justificată, între Maestru și Margarita de Bulgakov și Margareta noastră. Acum întâmplarea face și o poate confirma mai multă lume. Deci că l-am cunoscut pe protagonistul, pentru că oricum se referă la Ciocla, cel puțin ca trimitere, chiar în casa descrisă de Bulgakov în Maestru și Margarita. L-am cunoscut la... un scriitor de la Moscova în toamna lui 86, deci în iarna lui 86, mai exact în decembrie, după care, mă rog, deci am avut 3 ani de zile foarte dense și adevărat că sunt cei 3 ani de zile de până la accidentul despre care, apropo, se spune în romanul lui Crudu, doar că fiind plasat accidentul la Odessa. Acum, întrebarea, iarăși, către Dumitru Crudu, în personajele cu cheie, pentru că sunt mai multe personaje cu cheie, deci, care, ai spus că nu te identifici cu Colea Iarușevski, bineînțeles, care a fost gradul de imaginație și dacă aștept să fie recunoscutibil? Pentru că știu deja oameni care au început să citească așa cu un fel de filtru acest roman și au văzut, aha, asta e Manolescu, ăsta e cutare, ăsta e cutare. Deci, cum ți se pare o astfel de lectură? Da, de ce nu? Poate fi și o astfel de lectură, dar în ceea ce mă privește, eu aș zice că nici măcar Dumitru Crudu, personajul din roman, nu este echivalent cu Dumitru Crudu, cel care vorbește acum. Adică, o fi eu Ciuca Bătăilor, dar nici chiar așa, știi, în realitate, sper tare mult. Și adică am împins multe lucruri până dincolo de unele limite. Adică n-aș agrea neapărat o lectură, lectura ca un roman cu cheie.
adică această pistă mi se pare că ar fi una poate care n-ar duce prea departe. Sunt multe asemănări, foarte multe, dar totuși nu e un, nu cred că ar fi un roman cu cheie, după părerea mea. Nu știu, poate greșesc. Ai spus că n-ai împinge atât de departe această lectură. Până la urmă, cred că în funcție de cititor, fiecare împinge el cât de departe simte nevoia să intre în carte sau cât de departe simte nevoia să se reconstruiască sau după un oscior să reconstituie, știi, întreg animalul. Cum s-a văzut, zicem, de la București sau de la Cluj de altă dată, deci boema Chișinăului, îl întreb și pe Bogdan și pe Cosmin, apropo de acei anii 90, care exista și o poetică a boemei, adică nu se poate spune că era doar în infranoir și arăta doar sinistru, pentru că era și ceva foarte poetic în toată povestea asta. Răspunsul de la Cluj, Cosmin? Da, păi, na, la începutul anilor 2000, când am ajuns eu la Chișinău, cred că era cam aceeași boemă, nu cred că erau foarte mari diferențe. Adică am ajuns acolo pe terasă, am fost și la subsol, din fericire am reușit să urc, dar am stat toată noaptea după ce a închis doamna Crâșma, noi aveam berile și am stat acolo până dimineața, așa că totul era recognoscibil. La Cluj nu era foarte diferit în perioada aceea, în sensul în care existau câteva locuri, nu exista un sediu al unui scriitorilor unde se adună oamenii. La unui scriitorilor în Cluj, oamenii mergeau să facă literatură, carte, chestii serioase, nu să stea să... Dar aveam Arizona, aveam Pescaru, aveam Ema, aveam o grămadă de crâșme din astea care erau cumva consacrate scriitorilor și filosofilor. Și se adunau acolo cu micul mare, așa că existau niște locuri în care știai că poți oricând să găsești pe cineva dintr-un cerc destul de restrâns de altfel de prieteni. Așa că în sensul acesta lucrurile erau foarte asemănătoare, bețiile erau foarte asemănătoare, beam altă bere, noi aveam Ursus Verde pe vremea aceea, care era foarte ieftin și pe care ne-l cumpăram de la poarta fabricii. Când încă se mai făcea Ursusul la Cluj, voi aveați Chișinău. Dar stările bahice nu cred că erau foarte diferite. Exista în schimb, chiar și în perioada aceea de început de an 2000, pentru că eu anii 90 nu i-am prins în Cluj, exista totuși o diferență față de ce am observat la Chișinău și lucrul pe care și Dumitru pare să-l redea în romanul său. Și anume, mi se părea că chiar dacă oamenii de la Cluj preocupați de literatură erau foarte serioși și asumați cumva și credeau cu tărie că fiecare dintre ei are bastonul de, știu eu, nu de mareșal, dar de autor care va intra în istoria literaturii în spate, exista un soi de nu erau așa de încrâncenați, asta vreau să spun de fapt. Mi se pare că la Chișinău oamenii erau, cel puțin în acea perioadă, un pic mai încrâncenați, un pic mai... luptele dintre ei erau mai acerbe. Se punea și mai mult ego decât resimțeam eu. Probabil și din cauza vârstei, nu știu, dar nu vedeam așa o luptă pe viață și pe moarte, cum am resimțit-o mai târziu. Bogdan? Da, încerc să-mi dau seama ce e cu boema din anii 2000 la noi. Eu am practicat o boemă solitară, nu am atât de multe experiențe colective ale boemei, pentru că am intrat în ea cu ajutorul unui unic maestru, cu ajutorul lui Ioanes Pop, care mi-era șef la Ziarul de Duminică, și de care mă țineam ca un cățel după orele de lucru și mergeam la Muzeul Literaturii, stăteam și mă uitam în gura lor acolo, a lui Iov, a lui Groșan, și culegeam perlele înțelepciunii. Și nu o spun deloc cu ironie, adică acum, privind în urmă, sunt foarte recunoscător pentru tot ce am auzit acolo. Chit că nu erau mari genialități și, mă rog, asta meseria se fură, nu se învață, nu se predă.
Dar era un cadru care pe mine mă făcea să mă simt că aș fi pe drumul cel bun. Apoi a fost boema celor de o generație cu mine a terasei Argentin, unde îți beai berile alea ieftine până când coborai în cluba unde nu mai erau ieftine și așa mai departe. Dar cam la asta se reduce boema mea. Nu am avut contact cu acea boemă serioasă, cu boema cu Steif. Nu degeaba am deschis paranteza aceasta, pentru că e o diferență esențială pe care, apropo, a observat-o Cosmin. Da, existau mai multe, poate, încrâncenare în boema și Dudu prinde foarte bine această încrâncenare, dar e o încrâncenare deja din anii 2000. Dacă mi-amintesc bine, la perioada acestei coperte, deci la perioada anilor 90, 90 și puțin, mai exista încă o boemă destul de deschisă, de ușoară, de vesel, de romantică, dacă vreți. Și o spun asta făcând, dacă vreți, un fel de chestie de vase comunicante. Țin minte, venise la începutul anilor 90 la Chișinău o delegație cu Sandu Vlad și cu Ion Mureșan. Unde credeți că i-am dus? La un scriitor? Nu, la Fulgușor, evident. Mai încolo, deci prin anii 94-95, venise Ioan Flora. A fugit la un scriitor și unde a mers? A mers la Fulgușor. Adică, în sensul acesta, și readresez întrebarea lui Dudu, deci Fulgușor era un loc aproape care se cerea în sfârșit în roman. Nu știu cum nu i-a venit nimănui altcuiva. Nu pot să nu constat că el constituie un fel de topos al acestui roman, chit că, mă rog, tot începe de la barul unui scriitor, dar ăla e un bar, dacă vreți, cum spunea Bogdan mai înainte, este un bar care duce direct spre infern. Partea care încă este romantică sau de unde începe călătoria este, de fapt, barul Fulgușorului, de la Fulgușor, în care se intersectau, în care s-au legat și primele prietenii. Dudu, hai vorbește, te rog, puțin despre acel Fulgușor al anilor, mă rog, boemii care sunt de regăsit aici în carte. Aș zice așa, că acel Fulgușor era, de fapt, casa multor tineri poeți și casa mea. Eu, în perioada aceea, și alți tineri poeți, n-aveam unde trăi și în fiecare zi trebuia să ne găsim un loc unde să rămânem peste noapte și unde mă duceam ca să găsesc clienți care să mă adăpostească, firește la Fulgușor. Și dar ca mine erau și alții. Și respectiv, Fulgușorul era și biblioteca mea și casa mea și toate celelalte pentru câțiva ani buni. Dincolo de asta, când am plecat la Tbilisi și în Brașov și în alte părți, mă întorceam la Chișinău și nu dădeam niciun telefon nimănui. Știam că îi voi găsi la Fulgușor. Adică pe oricine voiam, îl căutam la Fulgușor, nu-i dădeam un telefon sau... Și ăsta a fost un fel de centru al Chișinăului. Ăsta era pentru noi Fulgușorul. Și da, un fel de centru al lumii, chiar aș spune. Este foarte adevărat și după aceea, în roman, cu cât ajungi mai încoace în timp, cât acest centru se deplasează la barul unui scriitor, care deja este un loc ctonic, mai degrabă este un loc sinistru și foarte interesantă observația de la început, că totul se merge în cerc, dar până la urmă cercul ăsta se încheie de fiecare dată în barul unui scriitor, care nu aduce nimic bun. Bogdan spunea la început despre o așteptare, deci a așteptat să citească un roman al autorului, un american la Chișinău, și a citit un alt autor. Haideți să vorbim puțin despre, zicem, această diferență stilistică care este marcantă după mine în acest roman față de alte cărți ale lui Dumitru Cudu. Bogdan, te rog. În primul rând, mi se pare că e o carte mult mai dură. Da, e o carte cu niște care patinează de foarte multe ori și pe care m-a surprins prin derapajele astea foarte, foarte dure. În același timp e străbătut de un substrat tragic, cum am zis la început. Adică asta se simte din primele pagini. Îți dai seama că ceva se va întâmpla acolo și că nu e bine. Nu e acel roman picaresc, spumos, care era un american la Chișinău. Da? Unde important era drumul și tot ce se întâmpla pe drumul ăla. Aici
nu mai e nici drumul important, deși e în continuare un roman picares, dar e un picar în infern. Aici important este acel personaj la care se raportează naratorul nostru și modul tragic în care îi remarcă decăderea și o observă și o analizează și prin contrast cu el se analizează pe sine. De aici vine, cred, greutatea asta a romanului. E un roman care are o latură de analiză morală, aș spune. Nu psihologică, ci o analiză de tip moral, pentru că avem de-a face la un moment dat și cu o revelație. Cu o revelație foarte grea care se naște dintr-o scenă care duce parodia la extrem. Da? Avem acea scenă de masturbare în public într-o stație de autobuz, de tramvai, numai că de acolo se naște o revelație și o schimbare reală în acest personaj. Iată cum din satiră avea Northrop Frye această categorie a satirei apocaliptice. Da? Asta e, aici se încadrează romanul ăsta, în satira apocaliptică. Pentru că e satiră și la un moment dat devine tragedie, dar fără să-ți dai seama, alunecă foarte ușor. Da, am înțeles. Cosmin, mă gândeam chiar acum că, uite, ceva ce nu mi-a trecut prin cap, o conexiune pe care nu o făcusem, apropo de mersul în cerc, da, care este evident. Și cred că aici mai vine ceva, mai vine și delirul, delirul lui Colea, care devine delir mistic la un moment dat, provocat, dacă ne amintim bine cu toții, de descoperirea acelei Biblii bătute în cui în toaleta plină de pornografie și care dă drumul unui delir mai accentuat, pentru că exista un delir moral înainte și o problematizare a sinelui, dar care devine un soi de delir mistic cu semne, da? Cu apariții, cu epifanii, cu tot setul, și care, corelat cu mersul acesta în cerc, cred că aduce un pic și cu, evident, finalul romanului, aduce un pic și cu Moscova Petușchi. Pentru că, până la urmă, tot un delir alcoolic avem, tot un personaj care ar vrea să se schimbe, dar până la urmă sfârșește, doar că până la urmă sfârșitul nu este al celui care este personajul principal, ci este al maestrului. Dar uite, e o linie de interpretare pe care nu o văzuse. Da, și cred că aici, sunt de acord cu Bogdan, cred că aici e de fapt diferența, gravitatea tematică. Și până la urmă mizele în acestui întreg discurs care este unul moral, etic, foarte dur și totodată, cum să spun, nu l-am mai întâlnit, cel puțin nu l-am întâlnit atât de virulent la Dumitru. Și cred că asta e noutatea. Cred că e de fapt și o marcă a maturizării până la urmă, pentru că își asumă, cum să spun, teme din ce în ce mai consistente, mai grele și prin natura lor mai riscante, mai alunecoase. O să iau doi termeni, unul de la Bogdan și unul de la tine. Deci Bogdan spunea la un moment dat despre derapaje dure, tu vorbeai despre dezvrăjire. O să încep prin a spune că de fapt coditura aceasta sau turnura tragică se simte aproape de la bun început, cel puțin pentru noi cei de aici, pentru că momentul în care cel puțin în primele faze până la povestea cu lupta în Transnistria e o identificare destul de mare între personajul Teretnea și protagonistul, zicem, literar al său. Chiar din faza adunării scriitorului despre care vorbește Dudu la început, se știe la ce a dus, adică acea moarte a lui Terebnea sau, dacă vreți, a lui Cioclea, în realitate s-a întâmplat exact la câteva zile după acea adunare. Adică, pentru mine, cel puțin intrarea în această spirală tragică se vede de la bun început și tot încercam să văd momentul în care se va trece de la acest picaresc care este foarte spumos, care este
care are și fațeta aceasta mistică, adică după mine secvențele cu foaia aia de Biblie, care este și salvatoare, dar spuse și cu un fel de ironie, mi se pare extraordinar de bine încastrată în carte. Pe de altă parte, deci, senzația deci, că la un moment dat există un fel de, dacă vreți, ruptura personajului, o parte de personaj vreau să-l las pentru istoria literară, că tot ziceai, Cosmin, dacă este și o carte de memorii, și vreau să iau cu mine doar personajul deja pură creație fictivă, adică doar pe teren pe care să-l... Pentru că, până la urmă, deci, e vorba de dacă vreți, un personaj, un taliban boem, ca să iarăși să fac o încrucișare a terminilor, și care deloc, cel puțin mie, spre final, nu mai aduce maestrul de care se desparte Dumitru. Și întrebarea este, deci după acest ocol de... Permite-mi o scurtă paranteză, ca să blămuresc o chestie. Apropo de memorialistică, eu nu mă refer la faptul că vorbim despre biografia lui Cioclea sau vorbim despre Dumitru Crudu, personajul respectiv. Nu. Mă refer la faptul că personajul respectiv înglobează o sumedenie de episoade biografice, care unele sunt preluate de la Cioclea, altele sunt preluate din altă parte, dar sunt absolut convins, evident că Dumitru poate să spună că nu, dar eu sunt convins că 99% dintre episoadele care sunt relatate în carte sunt luate din realitate, chiar dacă nu de la același personaj. Adică ele aparțin cuiva la un moment dat. Și atunci vorbim despre o memorie a unui spațiu, vorbim despre o mentalitate a unui loc. În sensul acesta vorbesc despre memorialistică, despre memoria unui spațiu în care locuim cu toții. Foarte interesantă, deci verdici la fel într-un fel, propun prin memoria unui spațiu și care se referă la niște, dacă vrei, un fel de condens de personaje, adică nu se referă la cutare, pentru că, de exemplu, una dintre paginile care pe mine m-a întors pe dos și foarte neplăcut este următoarea, sau fraza: ca gădiștii însă îl plăteau pe Terebna în aur ca să dea învierul moșanul Gheorghe Ghimpu, Satruc, Moroșanul, Cimpoi, Matei, Lare și așa mai departe. Sau mai ceva mai peste o pagină. Terebnea i-a executat cu asupra de măsură pe Vieru, Lundalari, Dabija, Ghimpu, Hadârcă, Valeriu Matei și alții. În primul rând că lista aceasta este foarte, foarte dubioasă, deci pe lista asta se regăsesc personaje foarte diferite, de calibru foarte diferit. Și a doua, dacă nu cumva, deci în felul ăsta, cum să spun, punem în cârca unui singur personaj sau unui singur prototip, deci a unei boeme literare, punem toate păcatele. Adică, imaginați-vă, de exemplu, un personaj care ar avea toate caracteristicile lui Vladimir Vysotsky, în care s-ar spune, de exemplu, că de fapt, momentul în care el, după ce juca Hamlet, se ducea și își turna colege, de exemplu, la securitate, la KGB, ca să rămânem în spațiul rusesc. Adică e aici o chestie destul de... e periculoasă. Mie mi se pare un joc foarte periculos aici. Da, Dudu? Nu, eu întâi vreau să zic că așa îl vede Iarușevski și așa vede lucrurile Iarușevski. Adică e dreptul acestui personaj să creadă lucrurile astea, să creadă că el a făcut asta. Și revin din nou, nu e neapărat vorba despre Cioclea, pentru că înainte de episoadele astea de care ai pomenit, se vorbește că că Terebnea a participat cu arma în mână la război. Da, dacă ți-mi minte, exact asta am spus, că este asta... care se desparte și în momentul acesta este lupta în Transnistria în care Terebnea se desparte de fapt de... În realitate, Cioclea n-a participat niciodată la acel război, cum n-au luat parte nici alți poeți sau scriitori din Basarabia. Așa, și nici eu n-am mers să lupt. Adică e totuși diferit. Și iar, da, apropo de asta, de pactizarea cu KGB-ul, colaborarea cu KGB-ul, foarte mulți scriitori, nu știu, 90%, dacă nu și mai mulți, se zice, se presupune că au colaborat cu KGB-ul din Republica Moldova. Acum, suspiciunea asta planează și
că iar nu vreau să dezvolt aici tema. Poate acum eu chiar lucrez la o carte, încerc să le iau interviuri scriitorilor basarabeni, anume despre asta, dacă au colaborat sau nu cu KGB-ul, și foarte puțini îmi răspund la întrebări. Mulți se eschivează. Și sunt câțiva scriitori care de vreo 2 sau 3 ani mă poartă cu vorba. Adică e o altă temă, o să o dezvoltăm poate cu ocazia apariției cărții mele, cu interviurile cu KGB-ul. Dar așa îl vede Iarușescu pe Terebne. Da, m-am gândit la treaba aceasta pentru că și mai departe, în alt pasaj, tot Iarușescu îi face o listă de scriitori pe care, mă rog, îi crede foarte bun și sigur că este vocea autorală. De aia și te-am întrebat la bun început cu al cui purtător de cuvânt este, al lui Iarușescu, al lui Anton Șleachtițchi sau al lui Dumitru Crudu? Al lui Dumitru Crudu din roman. Bun. Pentru o întrebare pentru Cosmin Perță și pentru Stănescu, dacă tot vorbeam la început despre, mă rog, această tematică de desprindere, despărțirea de maestru, nu, eu m-am gândit la un moment dat la scrisoare de la Păltâniș, pentru că ei există chestia asta, deci în care un maestru apare cumva dezvrăjit. Sigur că și alte cărți pot fi citate în acest sens. În ce rând sau în ce raft ați pune această carte, alături de care scrie? Pentru că, până la urmă, toată literatura e contextuală și o carte oricum trimite la mulțime. Mastere Margarita deja s-a pronunțat. Alte cărți? Alte referințe? Alte voci? Alte încăperi? Da, eu m-am gândit din perspectiva asta măreției decăderii, fiindcă mie asta mi-a plăcut și cred că nici n-am spus treaba asta, că e un soi de titanism în decăderea asta totală, da, fără limite. Ea este echivalentă apoteozei, da? Da. Pe invers. Și cel care își asumă această cădere e un titan, dacă nu chiar un zeu. Oricât de rău ar sfârși, ba chiar cu cât sfârșește mai rău, cu atâta este mai măreț. Și din perspectiva asta eu m-am gândit la Darul lui Humboldt. Pentru că și acolo avem un proces de ăsta de satirizare a lui Delmore Schwartz, care bineînțeles că a fost un personaj titanic în realitate și un scriitor de care acum a uitat toată lumea. Nici dracu nu mai știe că prototipul lui Humboldt din Darul lui Humboldt este un scriitor pe nume Delmore Schwartz, care promitea enorm în anii 50-60, cu origini românești, evreiești. Nu mai știu nici americanii de el. Uite, asta e proba timpului. Sper ca și Margareta noastră să peste 30 de ani să suscite interes fără cheia asta biografică sau memorialistică. Deci pe mine la acel Humboldt decăzut care vorbește singur, care ține cursuri de unul singur, care se ceartă cu toată lumea, m-a dus romanul nostru. Cosmin? Da, nu știu, acum ca personaj probabil că ar fi mai multe, dar nu vreau să spun tâmpenii și atunci mai bine mă abțin și mai gândesc un pic. M-ai lăsat pe mine. Da, nu, mi se pare foarte bună referința la Cubo. Mi se pare chiar foarte, foarte bună. Dar mi se pare... Da. Ca atmosferă, așa, ca final de lume. Evident că nu există nicio legătură concretă, însă există, cum ziceam, și ceva la nivel de substanță melancolică acolo. Da. Prima carte și probabil una dintre cele mai relevante pentru finalul unei lumi și a unei societăți, într-un fel, la Ghepardul lui Lampedusa. Cred că are ceva de acolo. Are tragismul acelui fin de secol, numai că aici, de fapt, e finalul unor prejudecăți, al unor preconcepții, unui sistem de gândire întreg, dacă vreți, a unui mod de a te raporta la lume, de a lua în posesie lumea. Și e un final care se soldează până la urmă cu moartea personajelor care îl perpetuează într-o lume care oricum nu-i mai aparține deja. Da. Să înțeleg că... Și ca mod de redare a unei instituții anacronice, așa, și a oamenilor conduși de literatură, dar care deja nu mai fac literatură și merg în cerc, așa, mă, gândiți-vă și la Detectivii Sălbatici al lui Bolaniu. Sunt niște pasaje acolo care au foarte mult în comun, chiar ca atmosferă cu ce se întâmplă în Margareta noastră. Dacă ar mai fi câteva scrieri cam de același ordin,
Hai să întreb pe autor acum dacă se recunoaște una în felul în care s-a vorbit despre carte, deci din două perspective, zicem, a lui Cosmin Perța și a lui Bogdan Stănescu. Și, bun, și a doua întrebare o pun după ce spui răspuns la asta. Da, m-am regăsit, firește, și unele lucruri le-am înțeles mai bine după ce i-am ascultat pe Cosmin și Bogdan, că posibil unele lucruri le-am făcut intuitiv mai mult, cu un anumit flair, dar fără poate neapărat să-mi fi propus anume asta, dar adică m-a absorbit materia asta la care lucrasem și eu inițial am vrut să scriu o povestire, chiar aveam un contract la ora aia cu editura Humanitas și urma să le dau o nouă carte de proză scurtă și lucram la niște proze scurte și era nu știu câta proză scurtă pentru acel volum. Și m-a furat textul, narațiunea și am uitat de proiectul celălalt, l-am abandonat și am scris acest roman. Adică am vrut una și mi-a ieșit alta, până la urmă. Bun, ți-a ieșit și proza scurtă, amintesc pentru cei care nu au văzut volumile tale de proză scurtă apărut la Univers, că există un text despre Cioclea acolo, apropo de Cioclea, acel cu cameră de filmat, așa-i? Da, da, există. Și În plus, aici sunt anexele. Da, care ar fi o discuție aparte, dar o să facem poate live, poate se va ține Gaudeamus anul acesta și vom lansa cartea și la Gaudeamus. Aș mai spune, înainte de a încheia această dezbatere, că dincolo de ce se scrie în Margareta noastră și făcând trimitere și la acea proză scurtă de care pomenea Dumitru ceva mai înainte, există și un film în care inclusiv vocea lui Dumitru Crudu vorbește altfel despre deja personajul literar adevărat sau autorul Eugen Cioclea și cred că l-ați văzut acel film Eugeniu Cioclea făcut de Violeta Gorgos. Sigur că aici suntem pe terenul ficțiunii și cred că așa și trebuie să rămâne, dar cu adevărat spune foarte mult despre acea epocă, despre epoca Fulgușorului și tot ce a rezultat din acea perioadă. O ultimă recomandare așa foarte succintă din partea lui Bogdan și a lui Cosmin, înainte de a spune la revedere. Într-un cuvânt, pentru ce ar trebui citit? Nu, eu v-aș recomanda tuturor să citească toate cărțile lui Dumitru de până acum, tocmai ca să vedeți cât e de flexibil, cât e de, știu eu, ce dexteritate stilistică are și tematică, nu doar. Dar, pe de altă parte, m-aș bucura dacă el ar reuși să continue pe filiera asta pe care e acest roman, pentru că cred că ar putea să-i dea greutate în continuare. Bogdan? Eu aș recomanda să citească un american la Chișinău, nu știu dacă se mai găsește, apoi să citească Margareta noastră ca să aibă cele două talere ale balanței, să înțeleagă unde, la un moment dat ele se echilibrează și acolo se află Dumitru Crudu. În plus că există personajul Anton Șlehtițchi care trece din american în Chișinău în acest roman. Dudu, de ce ai recomandat această carte? Da, uite, o întrebare grea. Aș recomanda-o în ideea că cititorii potențiali cititori ar vrea să afle și cine e Margareta noastră. Să rămânem la această taină. Mulțumesc foarte tare. Ne revedem cu ocazia altor lansări, sper și la Gaudeamus pe Viu, pentru că avem cu toții, simțim nevoie să ne vedem și în realitate. Bine că există aceste ferestre care ne pun față în față, dar parcă aș înclina spre realitate. Mulțumesc tare mult, seară bună! Și noi mulțumim! Seară bună! La revedere! La revedere!